Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Ia uitați păsările. Am dat țină iarbă la ele. Totuși, aceea este penită pe spate, văd că începe să acopere. Asta nu se acoperă, s-a acoperit doar pe spate. Și unii deja știu, am o surpriză pentru voi. Să mergem și la surpriză. Ia uitați ce iepurașii. Iepuraica asta, deci am luat-o ieri în brațe. Și este grea, cred că are peste 5 kg, 6-7 kg are. Și nu este a făta, încă nu. O să fete, cred că în februarie, pentru că puiuțul acesta începe să o calce. Au lucernă. Să mergem și la surpriză. Ia uitați. Rața leșească clocește a doua oară. Să o luăm puțin să vedeți și ouțele. Ia uitați, a început să depună puf. Nu prea asta se duce înapoi urgent, are 7 ouă. A depus a doua oară 8 sau 9 ouă, din care 2 le-am luat, n-am știut și am lăsat aceste 7 ouă. Mulți îmi spun că este târziu, nu este târziu deloc. Aștept să scoată, o să scoată pe la la sfârșitul noiembrie, abia aștept să scoată. Este o mamă grijulie, clocește extrem de bine. Mi-a clocit și data trecută din 11 ouă 9 boboci, acum din 7 măcar. Sper să fie 4-5 boboci, sper să scoată. Și este, din câte se pare, rața mea preferată. Are și tenajul acesta la cap, este superb. Rața aceasta nu este producție proprie, este cumpărată de boboc mic. Deci la vârstă de o lună am dat 70 de lei, 70, scuzați-mă, 30 lei bobocu la o lună anul trecut și am dat pe toate. Am luat 14 sau 15 boboci la 30 lei bucata. Și au crescut, au ouat. Este a doua din, de fapt, a treia din cele cumpărate care clocește. Două au mai clocit anul acesta, una a scos, dar când a scos deja a început să mănânce, să-i mănânce, deci am găsit-o cu puiul de boboc în gură, cu bobocul în gură. Doamne, n-am văzut așa ceva. Nu mă așteptam, dar asta e. După aceea am scos-o de pe ouă și am băgat ouăle imediat la incubator, a scos. Și din păcate, vulpea și-a făcut apariția și a luat. Dar de la aceasta, din 9 bubuci care au fost, au rămas 2 care deja sunt rațe aproape mature și ceilalți, câinele meu care a fost, pentru că l-am dat, s-a jucat cu ei, puțin i-a luat să se joace și nu i-a mâncat, ei doar omora și se juca cu ei. Asta e, trecem peste. Dragi prieteni, cam acesta a fost videoclipul. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!